Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape, să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Această vreme de har se poate sfârși oricând, Dumnezeu poate închide porțile, oricând. Nu ai timp, omule, doar El are timp. Ziua de mâine nu ți este promisă. Nu ai promisă ziua de mâine. Nu ai promisă ziua de mâine. Nu ai promisă ziua de mâine. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui. Pocăiește-te, renunță, renunță la păcat, împotrivește-te, apropie-te de Dumnezeu și El se va apropia de tine. Să se întoarcă la Domnul, care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Dar dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârșit și păzește toate legile mele și face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit, nu va muri. Toate fără de legile pe care le-a făcut, i se vor uita. El va trăi din pricina neprihănirii în care a trăit. Doresc eu moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu. Nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe calea lui să trăiască? Dumnezeu te așteaptă. Dacă te pocăiești de păcatele tale, Dumnezeu te așteaptă, te iartă, Dumnezeu te va ierta. Dar dacă tu nu te pocăiești de păcatele tale, tu nu vrei să te întorci, Dumnezeu te va pedepsi, Dumnezeu te va trimite în iad. Acum înțelegi? Deci doar dacă te pocăiești și te întorci de la calea ta, Dumnezeu te așteaptă. El nu, așa este, El nu-și dorește moartea păcătosului. El nu-și dorește să vă trimită în iad. El nu-și dorește, pentru că de-aia l-a trimis pe Fiul Său. De-aia l-a dat pe Fiul Său să moară. Pentru că nu-și dorește să vă trimită în iad. Dar în dreptatea Lui și pentru că El este perfect drept, trebuie să te trimită în iad. Pentru că ai păcătuit, omule, înțelegi? Iar Dumnezeu urăște păcătosul. Înțelegi? Dar în iubirea Lui l-a dat pe Fiul Său să moară. Înțelegi? El nu dorește moartea păcătosului. Nu o dorește. Dar dacă tu nu-ți dorești să te îndrepți, nu-ți dorești să te pocăiești, să te întorci din calea păcatelor tale, El este perfect drept să te trimită în iad, să te pedepsească, să te chinuie pentru o veșnicie. Înțelegi? Înțelegi? Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, am crezut și noi în Hristos Iisus ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii, pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Nimeni nu va fi socotit prin faptele legii. Nimeni. Nimeni. Pentru că legea te urmărește, legea te acuză, legea îți scoate în evidență păcatul. Legea a fost făcută și dată de Dumnezeu ca să reflecte caracterul lui Dumnezeu. Să-ți arate că nu ai cum, nu ai cum, nu poți fi ca Dumnezeu, tu nu ești Dumnezeu, nu ai cum, doar El este perfect drept, doar El este bun, doar El este sfânt, doar El. Legea te acuză, te urmărește, nu te mântuie, nu te mântuie. Nimeni nu va fi socotit neprihănit, drept, pur, curățat prin faptele legii. Nimeni, pentru că doar fiind drept, pur, curățat în sângele Domnului nostru Iisus Hristos, neprihănit, doar aceștia vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, doar aceștia vor merge în rai, doar aceștia vor avea parte de prezența lui Dumnezeu pentru o veșnicie, doar aceștia. Faptele tale nu contează, credința ne mântuie, prin credință. Și tot așa, ca să intri în rai, trebuie să faci ce spune Dumnezeu, o faci în termenii Lui, nu în termenii tăi. Nu termenii tăi. Ca să te angajezi undeva, trebuie să mergi la un interviu, pentru că sunt niște reguli prin care tu poți fi angajat în fabrică și să începi să lucrezi. Sunt niște reguli. În situația noastră, Domnul nostru Iisus, Fiul lui Dumnezeu, trimis de Dumnezeu, este angajatorul. Iar tu, ca să fii angajat, trebuie să îndeplinești cerințele. Iar cerințele sunt: pocăiește-te și crede Evanghelia, nu fapte. Degeaba vii la angajator și spui: păi uite, am făcut și aia, și aia, și aia. Nu contează.
angajatorul îți va spune: ai crezut în mine? Crezi în mine? Ai crezut în Evanghelia mea? Ai crezut că eu sunt Fiul lui Dumnezeu? Ai crezut că eu am murit pe cruce pentru tine? Ai crezut că eu am murit și am înviat a treia zi? Ai crezut? Nu ajungi la Adonai, la Iahve, nu ajungi. Nu ajungi, nu intri în împărăția lui Dumnezeu. Nu intri la muncă în fabrică dacă nu îndeplinești cerințele. Nu vei fi angajat. Doar prin cerințele patronului, ale lui Dumnezeu. Doar așa vei fi angajat. Doar așa vei ajunge în rai. Nu prin ideile tale. Dumnezeu a oferit o singură soluție. Una singură. Nu mai multe. Nu mai multe. Pocăiți-vă și credeți Evanghelia. Una. Credința din inimă. Nu vei fi angajat. Nu vei fi angajat. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea, ca să putem fi înfiați în familia lui Dumnezeu, să putem deveni copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu a trebuit să îl trimită pe Domnul nostru Iisus ca să distrugă legea, să o împlinească, să ne răscumpere pe noi, pe noi, cei aflați sub lege, în vechiul legământ, sub lege, în vechiul legământ. Domnul nostru Iisus este noul legământ, noul testament. El a înfăptuit noul legământ, noul testament. El ne răscumpără. El, doar prin credința în El. Doar așa putem fi înfiați în familia lui Dumnezeu. Doar așa ne putem numi copiii lui Dumnezeu. Altfel, suntem copiii diavolului. Dacă îl mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. După cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea, curățirea, puritatea. Doar așa vei fi socotit drept înaintea lui Dumnezeu. Doar așa, prin credința din inimă. Dumnezeu îți vrea inima, nu tatuaje. El nu se uită la piele, El nu se uită, atenție pentru toți oamenii firești, Dumnezeu nu se uită la trup, Dumnezeu nu se uită la fața omului. Dumnezeu nu se uită la fața omului. Dumnezeu așa își dă seama că tu ești un om bun. Nu că faci fapte și că arăți oamenilor și că pui, te îmbraci într-un anumit fel și să arăți lumii. Nu așa, pentru că tu vrei să demonstrezi oamenilor că ești neprihănit, că ești un om bun. Dar lui Dumnezeu, pentru că oricum tu cu adevărat nu ești un om bun, tu nu vrei să intri aici la inima ta, nu vrei să-i dai inima lui Dumnezeu, nu vrei. Pentru că tu în inima ta nu ești un om bun, tu doar la exterior, tu ești doar un ambalaj frumos, cu un conținut stricat. Asta ești. Vrei să demonstrezi oamenilor că ești un om bun, nu lui Dumnezeu. Nu înaintea lui Dumnezeu vrei să fii un om bun. Nu. Tu ce faci, faci cu un scop. Ai un scop în toate lucrurile tale. Nu vine nimic din inima ta. Nu vine nimic din inima ta. Tot ceea ce faci, faci cu un scop. Dumnezeu se uită la inimă. Îți vrea inima, nu faptele. Pentru că oricum n-ai cum cu fapte, degeaba. Nu avem noi ce să-i dăm lui Dumnezeu. Nu avem ce. Suntem. Toți cei ce cred în Domnul nostru Iisus Hristos devin copii al lui Dumnezeu. Primesc Duhul Sfânt și sunt chemați să trăiască o viață nouă, conform voii lui Dumnezeu, așteptând revenirea lui Hristos, așteptând a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos și viața veșnică în prezența Lui. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Alin cel vechi nu mai există. A murit. Exact cum Domnul nostru Iisus Hristos la cruce a murit și a înviat, la fel și Alin cel vechi a murit și a înviat în Alin cel nou. Alin, copilul diavolului, peste care era mânia lui Dumnezeu, care trebuia să meargă în iad,
a murit și a înviat în alin copilul lui Dumnezeu, în alin peste care nu mai este mânia lui Dumnezeu, în alin care merge în rai. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Am fost răstignit împreună cu Hristos, împreună cu Domnul meu. Dar acum nu mai trăiesc eu, ci Domnul meu Iisus trăiește în mine. Duhul Lui trăiește în mine. Duhul Lui, Duhul Sfânt trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, prin spălarea în sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Așa am fost născuți din nou, născuți din al doilea Adam, din al doilea Adam, cel neprihănit, perfect drept, nu din primul Adam, păcătos, murdar, născut din nou din al doilea Adam, din Domnul nostru Iisus Hristos. El nu m-a mântuit pe mine, nu m-a salvat pentru faptele mele bune. Nu, pentru că am spus și am clarificat. Nimeni nu este socotit neprihănit prin lege, nimeni prin fapte, nimeni, ci pentru îndurarea Lui, ci pentru îndurarea Lui. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci. Amin. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Noi nu deținem nimic, nici acest trup, nimic. Nimic. Noi aici ne pregătim pentru veșnicie. Asta. Asta se întâmplă aici.